Primarul Devei Florin Oancea alături de viceprimarul Ferdinand Pogăcean și administratorul public al reședinței de județ, Traian Berbeceanu, au organizat astăzi o conferință de presă. Tema principală a fost legată de proiectele propuse spre aprobare în ședința Consiliului Local Deva de joi, 29 octombrie, desfășurată în sistem online din cauza condițiilor pandemice. Înainte de a intra în subiectele propriu-zise, primarul Florin Oancea a ținut să le reamintească aleșilor locali că au obligația de a depune toate diligențele pentru dezvoltarea Devei. Am spus-o nu odată și eu și Traian Berbeceanu, administratorul public al municipiului Deva, vrem să dezvoltăm acest oraș. Nu singur pot să fac acest lucru, ci împreună cu o echipă. Echipa din executivul primăriei, din conducerea primăriei, împreună cu consilierii locali, indiferent de culoarea politică, repet, indiferent de culoarea politică, pentru că, la fel ca și mine, și consilierii locali au ajuns în Consiliul Local prin votul devenilor. Deci, cu toții reprezentăm interesele acestui oraș și interesele devenilor. Și avem obligația de a dezvolta acest oraș. Dezvoltarea reședinței de județ ține și de nivelul investițiilor publice sau private, iar pentru ca acestea să fie implementate, este nevoie ca municipalitatea să dețină în primul rând terenuri. La ora actuală, în proprietatea publică a municipiului Deva este o penurie de terenuri, iar Florin Oancea i-a acuzat pe foștii primari că s-a ajuns în această situație. Un oraș nu se poate dezvolta pe verticală, să construiești bloc peste bloc sau fabrică peste blocuri. Și atunci putem dezvolta acest oraș și din investiții publice, dar și prin investiții private, dacă asigurăm un cadru prielnic, un cadru necesar. Care este acest cadru necesar? Suprafețele de teren care să aparțină municipalității, pe care astăzi nu le avem. De ce nu avem? Pentru că Deva avea suprafețe mari de teren? Vă dau răspunsul. Zeci de ani s-au tot vândut terenuri aparținând domeniului public către privați. Și astăzi suntem într-o situație în care nu mai avem terenuri, municipalitatea. Neavând terenuri, nu putem genera investiții publice, pentru că pentru orice investiție cu finanțare, fie din fonduri guvernamentale sau din fonduri europene, prima condiție este să prezinți extrasul de carte funciară. Cine este proprietarul terenului? Pe terenuri private, municipalitatea nu poate să semneze, să contracteze finanțări din fonduri europene și nici măcar din fonduri guvernamentale. La fel se întâmplă și cu investițiile private. Din cauza lipsei de terenuri disponibile, Deva a pierdut, conform primarului Oancea, o investiție de circa 10 milioane de euro, aceasta ajungând să fie implementată la Reșița. În urmă cu 2 luni de zile a venit un investitor din Germania, l-am primit la primăria municipiului Deva, mi-a spus că dorește să facă o investiție care să genereze peste 500 de locuri de muncă, valoarea investiției varia între 10 și 12 milioane de euro, că optează pentru Deva, dar mi-a spus corect, sincer, că am mai văzut câteva locații în Sibiu și de la Deva urma să plece spre Reșița să vadă și acolo câteva locații. În urmă cu câteva zile, și dumneavoastră ați citit în presa din zona de vest a țării, investitorul a optat să investească în municipiul Reșița, în detrimentul municipiului Deva. Motivul apare și în articol, primăria municipiului Reșița i-a pus investitorului la dispoziție o suprafață de teren aparținând domeniului public, deci proprietatea municipalității Reșița, pe care l-a concesionat și pentru care investitorul plătește o redevență în fiecare an primăriei municipiului Reșița. Mai mult, Deva nu a pierdut doar valoarea investiției, ci și posibilitatea creării a aproximativ 500 de locuri de muncă, care, prin impozitele încasate, ar fi putut crește bugetul municipalității. La Reșița generează peste 500 de locuri de muncă și eu mi-aș fi dorit să fie la Deva lucrul acesta. Toate taxele și impozitele pe clădiri, pe salarii, pe mijloace de transport le plătește la Reșița an de an. Reșița, primăria Reșița, generează venituri care apoi pot să fie direcționate spre alte obiective de investiții și eu mi-aș fi dorit la Deva să se genereze aceste investiții. Nu s-a putut pentru că nu avem teren.
Apoi Oancea a amintit că în ședința de ieri a fost supus aprobării un proiect de hotărâre în vederea achiziționării unui teren de 2,5 hectare de pe strada depozitelor, unde ar urma să își desfășoare activitatea într-un sediu nou cei de la Registrul Autoromân, în baza unui contract de concesiune care ar aduce bani la bugetul local. Consilierii AUR s-au împotrivit, dar proiectul a trecut, iar Florin Oancea a precizat că va face publice toate voturile negative ale reprezentanților acestui partid și pe care le consideră date împotriva devenirilor și a dezvoltării orașului. În perioada următoare vom fi proactivi prin intermediul dumneavoastră al presei. Vom face conferințe de presă ca să mediatizăm cât mai mult și devenii, în marea lor majoritate, sau toți devenii, dacă se poate, să știe despre intențiile noastre legate de investiții, iar cei care urmăresc doar să bage bățul prin gar sau să se opună la tot ce înseamnă dezvoltare în municipiul Deva, și aici mă refer la consilierii AUR, n-au decât deveni să știe adevărul. Florin Oancea a mai precizat că municipalitatea va continua să achiziționeze terenuri și a prezentat și investițiile care pot fi realizate pe acestea. Vom cumpăra în perioada următoare terenuri pentru a le pune la dispoziție potențialul investitori locali, naționali sau străini, prin semnarea unor contracte de concesiune, și în egală măsură vom cumpăra terenuri pentru a putea genera alte obiective de investiții publice. Vrem să facem un spital municipal în Deva Nouă, un campus universitar, noi creșe, noi grădinițe, pentru toate aceste obiective atât de mult dorite de deveni și necesare, ai nevoie de teren care să aparțină municipalității. Toate proiectele propuse în ședința Consiliului Local Deva de ieri au trecut, consilierii AUR fiind singurii care au votat împotriva lor. Dar asupra acestui subiect vom reveni în următoarele noastre jurnale.